Bine m regăsit, prieteni! De ce râdea de la Kremlin de noi? Râd de le pleznesc fălcile. Deci fac praf chiloții în spate. Să vă explic. De un an de zile, Ministerul Apărării cere niște modificări în legea asta care ar permite să ne apărăm pe teritoriul nostru de dronele rusești. Trebuie să fie patru modificări. Da, nu-i mare lucru. De un an de zile cere Ministerul Apărării de un an de zile Ministerul Apărării a dat proiectul. Uite ce ar trebui, băi, ăia din guvern, că nu trebuie să vă pricepeți toți la, la apărare, la militărie. Dar uite, cam asta ar trebui să fie în lege. De un an de zile, legea ce că este în circuitul birocratic de avizare. Într-un an de zile, da? birocrația care stau și trebuie să pună ștampila repede, repede, că e războiul la poartă, ei avizează. Și nimeni nu răspunde de chestia asta. Mi se pare incredibil. Și atenție, nu este vorba de a lovi drone pe teritoriul Ucrainei. Da, s-a pus problema asta, nu la noi, în Polonia. Există, trebuie să fie există niște negocieri între aliați, etc. Acolo e altă chestiune. Da? La noi vorbim despre faptul că poți să ți între o dronă pe teritoriul României, așa cum s-a întâmplat în Turcia de nu știu câte ori, și tu nu o poți lovi. Că legea spune, doamne, pe timp de pace stai acolo să scadă în cap și mai vedem noi, stai un pic, să se miște și ăla de la avizul nu știu care, avizul nu știu care, adică într-un an de zile circuit birocratic de avizare pentru o lege extrem de importantă. Și eu mă gândesc așa, Doamne ferește, ca următoarele resturi de dronă, da, ci că resturi, dar imediat povestim despre asta, să pice pe o casă, acolo în Plauru, în comuna de lângă Tulcea, sau în Tulcea. Și sunt schilodiți, sau morți. Ce faci? O să iasă toți și o să spună că nu se poate, că facem, că dregem. Nu băieți, sunteți niște idioți, niște tâmpiți. Nu mai poți să spui absolut nimic în momentul în care tu vii și recunoști așa flower power că într-un într an de zile birocrații din minister, pe care ar trebui să-i țintuiești de ușă, da? n-au reușit să avizeze. Din legea asta este circuitul birocratic de avizare. Mă, voi vă dați seama despre ce discutăm? Și atenție, nu este vorba de apărare, că îi zice conspirații, chestii, că ăștia, că fac. Nu, peste tot este așa. De patru ani de zile, legea anti-AVC. Nu se poate aplica, deși este votată, este promulgată. Dar nu avem norme de aplicare. Ei sunt în circuitul birocratic de avizare. Lege anti cancer De doi ani de zile. Promulgată, ștampilată, ioanizată, în monitorul oficial băgată. Da? Nu se poate aplica pentru că este în circuitul birocratic de avizare, întreg normativul, așa, normele de aplicare. Lege antidiabet, de trei ani de zile. Absolut la fel. Tot, tot, tot se oprește la ștampila rotundă din căpățâna unora, care dintr-o tâmpenie probabil venită din ședințele de partid, indiferent ce fac, nu mi se întâmplă nimic, cam spate la partid, fac tot ce vor. Eu mă gândesc că ea de la Kremlin joacă și pică și miza nu mai este aia de n-am de ruble. Sau uite grămăjoara asta de copeici. Nu. Miza este pun pariuri. Bă, cât de proști sunt ăștia din minister, din, din guvernul României. Oare? Hai să vedem. Uite, eu pariez că sunt proști timp de trei luni. O câștigat ăla, deocamdată, care zice, bă, eu cred că sunt proști, dar așa undeva la, la un an de zile. Înțelegeți? Și mă gândesc, nu există o reacție sigur că a venit domnul Ciu că să încerce să o bage așa către, către chestia aia că nu -avem, n avem încă uh, înțelegeri că să lovim în Ucraina dronele. Dar domnul Ciu că face un ignorațiu elenchi. Adică, domnule, nu era vorba despre asta. Nu era vorba despre asta. Era vorba despre porcările alea care se plimbă prin ministere. Ăla nu face, ăla nu-și asumă, ăla da de ce să facă, ăla poate nu mai în funcție, ăla poate are prea mare spatele în partid și cu asta basta se întâmplă în România secolului XXI. Iarăși, nu este o conspirație. Eu nu cred că guvernul este prorus. Guvernul este doar prost. Sau plin de proști. Ministerele sunt pline de proști, nu de proruși. Vă dau un exemplu. De doi ani de zile se roagă ăștia de la NATO, pe care trebuie să vină să ne ajute să ne apărăm. E o mare mare distanță semantică între domnul să ne apere NATO sau ne ajută să ne apărăm. Aici, distanța asta semantică se măsoară, poate să se măsoare în zeci de mii de morți. Bun, și orașe distruse. Cei de la NATO au venit acum doi ani și au zis, Băi, băieți, faceți podul ăla, că uite, e nevoie, dacă Doamne ferește, se întâmplă ceva, trebuie să trecem cu tancurile și nu avem pe unde trece, că nu m-am să un fac din tank submarin, prin râu. Facem. Hai mă, vă rog frumos, faceți. Facem vine Europa Liberă, da, de care încă le este frică, și pune un material în care arată că de doi ani de zile ăștia nu au făcut nimic. Circuitul birocratic de avizare. Da? În instantaneu au ieșit, ăla de la Brașov, de la Cegeu, în doi ani, gata, facem, în face gata. O ieși și Grindianu. Nici, știi cum el face cu tot felul de, de învârtel de astea, că n are lexic și atunci simte nevoia să-și completeze lexicul prin gesticulație. În gata. Băieți, este iulie. Mai este august și vine septembrie. Septembrie este toamnă. Nimeni nu s-a apucat de el. Dacă are cineva impresia că vor construi chestia asta într-o lună, se înșală. Ați văzut super podul ăla de la Brăila sau de unde e, de 500 de milioane de euro, că deja trebuie să mai strâng un șurub. Am uitat să pun șurubul, n-am pus ceva de calitate acolo, adică totul merge în românește. Codă românească asta nu mi-amintește de turtucaia tortucaia cea mai, cea mai rușinoasă înfrângere din istoria militară a României. Știi de ce s-a întâmplat asta? Pentru că a fost condus, condusă toată bătăria de niște birocrați. Stătea un minister. General Iliescu, <coughs> prieten foarte bun cu Vlătianu, prieten de familie. Nu se putea întâmpla nimic spate de la partid. Un dobitor. Un dobitor mare, mare, mare. Dacă vezi, dacă vezi în presa vremii, cât de, de, de coțofani era ăsta, te crucești. Dar era generalul Iliescu. Da? Din telefon. Știa el mai bine decât ăla de pe front, decât ofițerul de pe front, dar cum se mișcă lucrurile. Și-a luat o bătută ei să meargă. Știi ce s-a întâmplat cu domnul general Iliescu? L-a trimis, evident, protectorului, baronului, că era un baron local, exact ca acum, da? Brătianu, l-a trimis atașat militar la Berlin un fel de recompensă și să mai ieși așa un pic din, din chestia asta publică, din agenda publică, să uite lumea de tine, stai acolo și liniște că tu ești prietenul meu. Amintiți-vă, s-a întâmplat cu Câciu la fel. A greșit Câciu ăsta de la Buzău, prietenul ăsta de la Buzău cu cuvrigăria, Ciolacu, a greșit bugetul în lei. Păi, patru luni de zile n am mai apărut la televizie Lasă-mă că românul uite repede că e prost. Nu aștepta ca un prost să aleagă unde nu a ales pe noi, proști fiind, pentru că alegătorii sunt proști. Exact cum zicea Coposul. Băiete, uite te la ales și îți dai seama ce cultură sau ce educație au alegătorii. Adică pur și simplu rămâne blocați. Rămânem blocați într-o într, -o, într -o chestie asta birocratică. Știi de unde vine chestia asta? Tot timpul s-au angajat noi și noi idioți în sistem. Ministerele pline. Te duci în minister și nu cumva să fluieri, să zici unchiule sau bă poate că se deschidă te ușile. Da. Cine e unchiul care m-a sunat? Cine e nepotul care... Așa? Adică s-a colmatat sistemul. Și ăștia se acoperă de hârtii. Și când văd că e o gogonată, cum e chestia asta cu dronele și cu ce zic, cu proiectul venit de la Ministerul Apărării, care, atenție, Ministerul Apărării a trimis mură în gură. Uite, mă, de ce avem nevoie. Suntem militari, le pricepem toate, știm legislație, uite, asta avem nevoie. Patru modificări în lege trebuie să aveți. Și când te de astea mai gogonate, nu-și asumă nimic. Domnule, dar păi, cu asta e grea. Și merg acolo și ei știu că dacă nu muncești, nu greșești. Asta este, asta este semantica în care se mișcă ministerele de partid și de stat. Pentru că deja suntem încopleșiți de loaze. Loaze de bună credință. Să, ai, să nu mai ai impresia că ăștia sunt niște, niște monștri. Nici măcar dar nu pot fi. Ăștia sunt niște lingăi. Cu o identitate de asta politică destul de lingavă, dar volatilă, nu știi când e stânga, nu știi când e dreapta, dacă trece el la dreapta, mă duc și eu cu el la dreapta, dacă trece la partidul de stânga, mă duc și eu la partidul de stânga. <coughs> Niște tip în ardeal, se, mănâncă, se spun așa, oameni care își mănâncă căcatul de sub unghi. Asta este, sună urât, dar trebuie să știți asta. Da? Astea sunt ministerele. Pe ăștia, dacă e bagi în economia reală, în 3 săptămâni, în două trei săptămâni, îi vezi în fața catedralelor cerșin pentru că mor de foame. Ei sunt idioții totali ai României. Dar au ajuns sus, 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 Și acum, când ai rușii în coaste, nu sunt în stare să înțeleagă, voi măcar ce scriu eu de la minister, de la Ministerul Apărării. Nu le-a cerut nimeni de la Ministerul Apărării să facă legi. Le-a dat mură în gură. Uite, bă, unde avem deficiențele. Uite unde dăm cu capul de, de grindă când trebuie să vă apărăm pe voi, pe birocrați, dacă vine drona. Și birocrații au citit și n-au înțeles nimic. Dar nu ne mirăm. 42% analfabet funcțional, da, din aia care termină clasa 12 42%, ca să vezi cum bungesc cifrele, dintre profesorii care au mers la titularizare și au fost mult prea proști ca să o ia. 42% totuși este extrem, un, un procent extrem de optimist, dacă mă gândesc, la câți prostalăi, sunt în politica românească. O zi minunată, e vineri, e weekend minunat. Românește!